Vă salut și bine v-am găsit la un nou video foarte interesant, unic în România. În premieră un test cu adevărat interesant care ar putea schimba multe vieți, ar aduce o valoare inestimabilă pentru fiecare în parte. Avem aici de față o cărămidă. O cărămidă uscată, n-am găsit cărămidă refractară, d-aia albă, dar o să încercăm. Important e să fie uscată. Avem aici un bidon de 5 litri, care i-am tăiat partea aia de sus. Iar aici 2 litri de motorină. Această tehnică de încălzire, să-i spunem, am văzut-o pe Facebook. La cineva din Ucraina a postat, dar n-am înțeles mare lucru. Se pare că ar ține până la 4 ore o cărămidă dintre asta înmuiată în motorină. Ar ține focul 4 ore. Pe mine și 3 ore dacă ar ține m-ar mulțumi. Acum o să vedem la mine pe canal în cât timp absorbe motorina, câtă motorină absorbe, în cât timp arde, cum arde și mai multe cele, o să vedeți în videoclipurile care vor urma, inclusiv ăsta. O să punem această cărămidă, iar peste ea o să punem, din păcate s-a oprit filmarea când am pus motorina peste, o să punem înapoi în această sticlă, după ce am scos cărămida, să vedem exact cât ne-a consumat. Totuși, vreau să culc cărămida asta, să o pun pe lat, sper să nu fac vreo prostie. Am scufundat-o definitiv în motorină. Cam așa arată. Este acoperită. Bineînțeles că dacă merge, o să iau un vas special, o caserolă mai mare, o să facem mult mai ok, dar vedeți că ies niște bule acolo de aer, o să acționeze ca un burete această cărămidă, iar la urmă o să vedem rezultatul chiar în seara asta. Este ora 8. Înăuntru sunt 8 grade, afară sunt minus 1 grad. N-am mai făcut focul de aseară și am așteptat mai mult în seara asta, dar o să vedem mai multe detalii. Am desfăcut hornul să iasă gazele, o să aprindem. Chiar sunt curios să văd cât de repede se aprinde. Totuși să pun o brichetă de asta, să ia foc mai bine, fiindcă tot am. Mai iau o cărămidă, mai luat și de ăștia de șamută. N-am găsit de șamută albă. Din câte știu eu, aia e cărămidă refractară. După calculul meu, estimez eu că a subt undeva la 400 de mililitri de motorină. A început să se aprindă. Chiar o să-i dau, o să-i închid aici normal. I-am închis și aerul jos. A fost frig în zilele astea. A fost frig. Deci am o încăpere neizolată în niciun fel, beton jos, beton sus, fără termopane, cu 3 ziduri exterioare. Deci sus am decât, v-am spus foarte clar, am podină de asta, am tavanul de lemn și sus am turnat niște beton. Iar jos beton, un covor de ăsta cu o folie de parchet, nimic mai mult. Se aprinde ușor.
ușor, ușor să aprinde. Chiar să-i dau un pic de tiraj aici. Erau mai bune cărămizile astea, dar au fost tude de unde le-am luat. Îi dăm puțin tiraj. Deci nu scoate nici un pic de fum. Se vedea clar aici dacă ne scotea fum, că era afumat, da? De asta am și scris. Nu scoate fum absolut deloc. Dacă ne ține chiar 3 ore, este suficient din punctul meu de vedere. Fiindcă o să ne încălzească foarte bine. Observați că am sprijinit puțin pe hornul ăla, da, care l-am făcut noi, aveți clipuri cu reconfigurarea, când am mai modificat-o și v-am arătat ce și cum. O să vă fac clip și cu și despre mucegai și condens, cum apar și când apar, în ce condiții. Deci trebuie să se aprindă cărămida asta în totalitate, da? Să aprinde, zic eu. Probabil trebuia să o culc eu mai bine sau să o pun dreaptă, nu știu exact. E primul test, vă dați seama. Am mai dat foc la o hârtie acolo, i-am închis aerul pe jos, fiindcă chiar n-are rost să intre aer pe jos. O să ne intre aer doar pe sus, dar să nu ne iasă niciun fel de gaze și așa mai departe, deci n-are rost. Vreau să încerc să o aprind și din partea asta. Văd că cu hârtie n-a mers, îi bag încă o brichetă de asta. Mai facem un mic test să vedeți ce tiraj are. Observați flacăra. Până la urmă am ajutat-o puțin cu lampa asta de gaz. Deci suntem în teste, nu știu exact cum stă treaba, nu știu exact dacă merge și cu benzină sau cu alt material, cum ar fi BCA-ul, dar le testăm pe toate pe rând, încercarea moarte n-are. Ia priviți cât de frumos arde. Acum aerul o să forțeze, da, focul să intre și pe sub cărămidă, da, de sus în jos, e cel mai bine. Și nu avem niciun fel de fum nici înăuntru, nici afară, v-am spus și vă mai repet 1000 de ori dacă e cazul, nu mai se înțeleagă toată lumea. Flacăra este destul de bunicică și încă nu s-a aprins toată cărămida. O să pun acea motorină în acea sticlă să văd așa estimativ cam cât am consumat în 5 ore. Ei bine, mă băieți, după o oră s-a oprit jmecheria noastră. Ia să vedem câte grade avem. S-a ridicat temperatura cu 2 grade. Asta este, posibil să încerci cu benzină, să o las mai mult la muiat, o să încerc mâine să văd, acum nu mai pot să pun mâna pe ea fiindcă arde. Am golit acest bidon în sticla asta la loc, cam atât am consumat, cam 400 de mililitri. Dar nu a mers, deci chiar nu rentează. Dacă arde o oră, 400 de mililitri pe oră, ori 3 ore, 1 litru 20, undeva la 10 lei pe zi, poate mai bine, nu e ok. Să vedem cu benzină, poate nu se mai stinge cu benzină. Ei bine, dragi prieteni, sunt dezamăgit de testul ăsta.
Se pare că există lume mincinoasă pe internetul ăsta. Scria că 4 ore ține. Eram cam în dubii, dar am zis că totuși să încerc și nu rentează. Deci a subt vreo 400 de mililitri de motorină într-o oră, da, a ars. Calculăm ori 3 ore să ne facă cât de cât cald, ținând cont că nu ține nici jar. Am avea minim 1 litru 200 de motorină, echivalentul a 90 lei. Deci nu e ceva ok. Benzină să evaporă mai repede. Nu știu ce să fac, e chiar nu e ceva ok. Adică poate o să mai încerc ceva, dar dacă iese ceva o să vedeți în continuare. Deocamdată bag un coș de coceni și chiar de blândele uscate, nu contează, fie uscat, tăiate mai mărunt așa și mai scurte să aibă loc și cam asta e. Am fost Big pe Gea, vă mulțumesc mult, sănătate și numai bine!